Timp de mai multe luni, specialiști din cadrul ministerelor și oameni cu experiență în aplicarea legislației privind transparența și accesul la informațiile de interes public au monitorizat 200 de autorități locale, iar concluzia a fost că multe dintre ele nu respectă în totalitate prevederile legii numărul 544 privind liberul acces la informațiile de interes public. De cele mai multe ori nu se răspunde solicitărilor în termenul legal sau pe propriile pagini de internet nu sunt publicate informațiile publice. Din aceste motive, dar și pentru a continua procesul de debirocratizare, ministrul pentru consultare publică și dialog social a propus guvernului să revizuiască prin hotărâre de guvern normele de aplicare a legii numărul 544. Am propus astăzi cabinetului și a fost de acord să revizuim printr-un HG normele de aplicare a legii 544 privind liberul acces la informațiile de interes public, la capătul unui proces intens de dezbatere cu societatea civilă. Atât în țară, au fost peste 10 asemenea întâlniri, cât și în București, la capătul unei activități a unui comitet interministerial care a inclus cei mai mulți dintre specialiștii ministerelor, oameni cu experiență în aplicarea legislației privind transparența și accesul la informații de interes public și, evident, la capătul activității desfășurate de echipa pe care o coordonez, care a urmărit în aceste luni, la nivelul fiecărei instituții centrale și la nivelul unui eșantion de 200 de autorități locale, modul în care legislația privind liberul acces la informațiile de interes public este aplicată. În modificarea normelor s-a precizat și faptul că atunci când informația este cerută electronic, să fie oferită electronic și, în general, să se pună accent pe comunicarea în mediul online. Ministrul pentru Dialog Social s-a referit și la anumite practici ale autorităților publice care se duceau până la absurd prin stabilirea unui preț pe copie a paginii de document. Mă uitam pe câteva date centralizate la nivelul anului 2014, constatând consilii locale care cereau 18 lei pe pagina documentului, 4 lei pe pagină, 5 lei pe pagină, ceea ce în mod evident, atunci când se strângeau un număr consistent de pagini în cererea de informații, ridica o problemă majoră și făcea ca întreg sensul acestei legi, care este despre acces la informații, un drept constituțional al cetățeanului, să fie pus în pericol. Nu în ultimul rând, s-a venit cu un set de propuneri de formulare tip pentru a ușura munca funcționarilor publici. Astfel, modele standard pot fi descărcate pe de o parte de specialiștii din sistem și folosite pentru răspunsuri operative la solicitările de informații și pe de altă parte s-a pus la dispoziția cetățenilor interesați, fără a-i condiționa, ca în cazul în care preferă alta abordare să o poată face printr-un set de formulare tip pentru a depune eventuale plângeri administrative, sesizări cu privire la neconformarea funcționarilor în aplicarea legislației.